constat că este întrunit cuormul ședinței convocate pentru data de astăzi, ședință ordinară. Vă rog să vă pronunțați asupra conținutului procesului verbal de la ședința anterioară. Dosarul a fost la dispoziția dumneavoastră în cursul zilei de ieri, în cadrul comisiilor de specialitate și astăzi, până la lucrările ședinței. Vă consult dacă sunteți de acord cu conținutul acestui proces verbal. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Vă mulțumim. Totodată vă rog să vă gândiți să desemnați, să faceți propuneri pentru desemnarea unui președinte pentru următoarele trei ședințe ale Consiliului Local. Urmarea faptului că domnul Hâncu și-a încheiat mandatul celor trei ședințe. Propuneri, vă rugăm. Tura asta 2 ani și nu merge. Hai, domnule. Dacă nu ți-o preocupi, doamna consilier, o fost acum cu mine aici. Domnul Vasilache. Nu ești acum. Vă pun pe domnul Vasilache. Deci, doamna consilier Dobrani și Elena, propune pe domnul consilier Vasilache. Sunteți de acord cu propunerea făcută? Da. Mai sunt alte propuneri? Îl felicităm pe domnul Vasilache și îl rugăm să preia lucrările ședințe și urăm succes. Mulțumesc și pe doamna secretară. Da. Mă rog, prezentați-vă de zi. Deci, îți spuneți motive și proiecte hotărâri, aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30 iunie 2018. Punctul 2. Expunerea de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Panica pe anul 2018, actualizarea listei de investiții pe anul 2018 și a programului anual de achiziții publice pe anul 2018. Punctul 3. Expunerea de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a deciziei numărul 57/2 din 9/7/2018 a Camerei de Conturi, județul Bacău, referitor la auditul financiar pentru anul 2012 și a deciziei numărul 42/1 din 10/7/2018 a Camerei de Conturi, județului Bacău, referitor la auditul financiar pe anul 2016. Expunerea de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea atribuirii unui teren în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe în baza legii numărul 15 din 2003, cu modificările și completările ulterioare. Punctul 5. Expunerea de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea nomenclaturii stradale a Comunei Parinci, a județul Bacău. Punctul 6. Divers. Îmi cer scuze un pic până trecem la aprobarea ordinei de zi, să vă fac cunoscut cu de altfel se vede. Prezența în sală, a televiziunii exclusiv, da? Domnul Ungureanu este prezent aici. Lucrările ședinței de astăzi, cu acordul dumneavoastră, pentru că știți că am luat hotărâri de Consiliul Local în acest sens, se va desfășura în prezența televiziunii exclusiv. Mulțumim și... Mulțumim și mai bine v-am găsit. Bine ați venit, domnule. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc și o abținere. Începem cu punctul 1, pentru domnul primar. Expunerea de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30 iunie 2018, prezintă domnul contabil Giacu Vasile. Doamna Patrici, bună ziua! După cum știm, pe care este ministru, poate ori în document se prezintă contul de execuție în vederea aprobărilor în Consiliul Local. Materialele au fost pus la dispoziție începând cu ieri. Presupun că aveți conștiință despre asta. Precizez că datele au fost luate din contul execuției al trezorării la 36/2018. Ca și sumar, procentul încasărilor la venituri este de 117,19%, iar cheltuielile execuția 55,12%. Care fiecare sunt împărțite pe capitole și cu capitole.
Având în vedere că a studiat materialul, presupun că nu ar mai fi cazul să prezint fiecare parte, dar aștept din partea dumneavoastră, ne lămuriți dacă aveți și orice întrebare. Prin urmare, să puteți bați dumneavoastră. Aveți cineva care să-i adresează întrebare domnului contabil? Deci dacă sunt discuții, urmează comisiile cu avizile și după aia vorul, da? Da, comisie. Atunci îți dau comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Mulțumesc. Să o pun atunci pentru vot. Cine este pentru? Mulțumesc, nicio abținere. Trecem la punctul 2. La punctul 2. Expuneți motiv și proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli a Comunei Parincea pe anul 2018, actualizarea listei de investiții de anul 2018 și programul anual de achiziții publice pentru anul 2018. Domnul contabil. Da, la subiectul acesta avem o nouă rectificare, care constă în general, ca să fac o prezentare scurtă. Avem rectificare numai la partea de cheltuieli, prin virare de la un capitol de cheltuieli la alt capitol de cheltuieli. Și anume, de la capitolul transportul, codul 8402, se virează suma de 9.000 de lei la capitolul autorități publice, contul 5902, care cuprinde sume pentru 5.000 de lei pentru suplimentarea sumelor pentru reabilitarea și înființarea fântânii publice de apă potabilă, iar suma de 4.000 pentru achiziția unei cupe trapezoidale pentru bulele excavator. Astea sunt toate sumele care sunt cuvântul la care dați voie ca să... Ar mai fi ceva, se zice la asistență socială, se virează de la un titlu la altul, adică de la salarii la indemnizații pentru persoanele cu handicap. Întrucât la începutul anului nu s-a știut numărul de asistență personală sau indemnizații, asta intră în cursul anului sau că cineva mai decidează sau nu mai are dreptul. Prin urmare, s-a evit situația asta, acum o să transferăm de la un alianț la altul. Și atât. Da, vreau ca să vă dau o explicație aici. Sunt la ședința trecută, la rectificare am prins 15 de cu fântâni. Am reușit ca să facem o fântână prin Reș Deal, care noi nu ne-am așteptat să găsim apă la adâncimea de 25 de metri. Fântâna este tubul înalt de 80 cm cu interior de 60 și exterior de 70. Un tub. N-am găsit o ofertă mai mică de atât. A costat în jur de 230 de lei fără TVA pe tub. Am potrivit la 25 de metri, noi am intrat 33 de tuburi. Valoarea totală cu tot cu TVA e 9.000 și ceva de lei. Ca să o facem și pe a doua fântână, nu ne încadrăm cu bani, de asta trebuie să mai facem și acolo sus, la Milești, la Milești de jos, că vine făcută tot voie sus pe deal și trebuie să mai punem ceva ca să putem să rezolvăm și situația respectivă. Cupa, deci noi avem la bordul de excavator o cupă care este foarte mare. Deci și tot pământul care îl luăm trebuie să-l cărăm cu tractorul. Și am luat decizia să cumpărăm o cupă mai mică, ca să nu cărăm atât pământ. Că în momentul dacă, la noi de asta tot timpul avem drumurile, stau apa, drumurile din cauza că nu avem șanturi. Nu avem unde să ducă apa. În momentul am făcut șanțul de aici, de la ieșire de la drumul județean 252, până la ieșire de sat înspre Poieni, pe drumul 243B, deci nu mai sunt probleme. Și de asta trebuie să facem șanțurile în toată comuna. Și cu cupa mare se micșorează și drumul și cărăm și pământ foarte mult și nu se merită. Și cupa vreți cupa, cupa nu costă 4.000 de lei. Noi am pus 4.000 de lei să vedem ce ofert. Noi am găsit ceva la 2.000 și ceva fără TVA. Dar să vedem cât mai trebuie pentru transport. Deci nu sunt cheltuit toți banii ăștia pentru cupă. Da, dacă aveți întrebări. Dacă nu aveți întrebări, comisia numărul 1. Deci noi considerăm că este utilă cupa și trebuie să o luăm. O luăm, dacă n-am avut o scuză. Nu am avut. Asta e. Da, am studiat documentația, unde am avut la rectificare, am solicitat răspunsul de la domnul Ghecoroz Grecu.
în legătură cu lista și cu obiectivelor de investiții, cu stadiul lor care sunt în desfășurare și am primit răspunsul. Urmează pentru clarificări să mă mai adresez în compartimentul de specialitate. Aviz favorabil din partea Comisiei numărul 1. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Mulțumesc. A fost propun pentru vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Nici o acțiune. Trecem la punctul 3. Pune motiv și proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a deciziei numărul 57/2 din 9-7-2018 a Camerei de Conturi Județul Bacău referitor la auditul financiar pe anul 2012 și la decizia numărul 42/1 din 10-7-2018 a Camerei de Conturi Județul Bacău referitor la auditul financiar pentru anul 2016. Deci sunt măsurile care le-am luat și sunt trebuie să ceva de primit. Deci, având în vedere de fiecare prelungire a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 57 din 2013 și 42 din 2016, noi trebuie să luăm următoarele măsuri. Și aveam câteva puncte care nu s-au primit până la data de astăzi. Referitor la decizia numărul 57, avem măsura numărul 10, privind executarea și plata lucrărilor de balansare facturate de către SECL Ortec, SRL Bacău și Vargas, SRL Luzi Cărugăra, și măsura numărul 12, referitor la cheltuielile de capital privind obiectivul de investiții, poduri, podețe și punți pietonale, lucrarea executată de către SECL de Africom, SRL Porturgul. Vis-a-vis de acest subiect, suntem în curs unor negocieri amiabile cu antreprenorii, în vederea recuperării sumelor datorate. Și sperăm că până la data de 30 octombrie, când se termină stabilirea de cota de pentru, să rezolvăm problema. Referitor la decizia numărul 42, punctual pentru fiecare problemă din decizie. La măsura numărul 1.3, referitoare la recuperarea creanțelor bugetare de la SECE Proami, SRL, a fost inițiate acțiuni în statele de judecată și monitorizăm procesele aflate pe rol. Încă sunt în desfășurare. Pentru măsura 1.5, referitoare la recuperarea sumei datorate de către SECE Soma pentru prețul terenului în suprafață de 34,27 hectare, conform acordului din 2006, încheiat între Marecea și SECE Soma SRL, la fel a fost inițiate acțiuni în statele de judecată și monitorizăm procesele aflate pe rol. La măsura numărul 2, Roman, punctul 11, referitor la plățile nelegale în valoare de 1.500 de lei efectuate către PSA Șerban Gabriela, care reprezintă servicii de asistență tehnică pentru obiectivul de investiții, construire și realizare campus școlar, Georgeta Jogea Canciucou Parincea, se vor lua următoarele măsuri. În baza contractului pentru servicii de avocatură pe care îl avem cu avocatul Silviu Ciprian Fenică, cu specialitatea în drept comercial, se va acționa în instanță în vederea recuperării acestei sume datorate. Pentru măsura 2.12, referitor la activitatea unităților subordonate Consiliului Local și anume Liceul Tehnologic Georgeta Jogea Canciucou Parincea, se vor monitoriza măsurile dispuse de către ordonatorul tertiar de credit, Liceul Tehnologic Georgeta Jogea Canciucou Parincea. Deci până la finalizarea sau la împlinirea termenului dat de către Camera de Conturi, vedem ce măsuri va dispune ordonatorul de credit pentru Liceul Tehnologic. Astea sunt toate subiectele care au fost punctate de către Camera de Conturi în decembrie. Mai departe așteptăm o discuție și întrebări în legătură cu așa ceva. Domnul contabil, dar pentru doamna care a spus care cu campusul PIA o acțiune în judecată noi? Da, ia. Păi i-așa lua banii. Da, i-a luat banii și nu a dar cine i-a dat banii? Noi? Păi primăria. Și a fost contactată ca președinte de șantier. Da. Am fost așa. A fost niște ședințe de lucru la noi, cum vă aduți aminte, cred că știu și dumneavoastră. În contractul cu dumneavoastră încheiat, ca obiect de activitate era direcția de șantier pentru lucrarea respectivă, întocmire, verificare planuri sau alte activități care țin din treaba asta.
Dumnezeu a fost la câteva ședințe, a verificat niște planuri pe baza niște avize și pentru asta am întocmit o factură de 1500 de lei care s-a achitat atunci, în 2015, parcă. Da. La verificarea curții de conturi nu s-a acceptat plata asta ca fiind eligibilă pentru că s-a considerat că dacă lucrările nu au continuat, n-ar fi trebuit plătite ca și lucrări pentru un dirigent de șantier. Urmează să ne în instanță treaba asta, dacă persoana respectivă nu o să fie de bună credință, să considere că a fost sau nu ilegală plata. Deci nu, dacă această doamnă îți plătea să dea bani. Eu nu găsesc eu, doamnă, găsesc eu ce de bani. Păi, dar de cine găsești dacă trebuia să dea bani? Trebuie să dea bani, să dea bani. Trebuie să dea bani, să dea bani. Factura și dați de ce bani nu i-a dat. Cum? Dar banii s-au dat, nu? Deci, i-au venit o participare, dar în curtea de contul considerat că nu s-o terminat treaba. Dar ce lucrurile nu au continuat? Dar de ce nu e dată de judecată? Nu suntem mai... În măsură să obice ceva. Cum adică noi? Deci noi ne putem, nu mai un pic, dacă îmi permite să fac câteva precizări. Noi ne putem așeza asupra contractului făcut, în sensul să vedem obiectul contractului, să vedem termenul de execuție și dacă plata a fost făcută la finalul termenul de execuție al contractului, în mod implicit, n-a fost făcut ilegal. Dar asta exact nu știu, probabil domnul contabil o să poată să ne spună. Dacă acea plată a fost făcută la în cursul contractului de execuție sau la sfârșitul termenului din contract. Este factură parțială? Ei, dar nu e parțială, din câte am înțeles, e prețul total al contractului. Nu, valoarea contractului a fost mai mare, 2500 de parte. Pentru că, în mod normal, plata se face când se închide contractul și nu se contractul. Și probabil este ceva. Deci dacă s-a făcut plata după termenul de execuție al contractului, o să, nu o să fie răspunzătoare dumneai, pentru că se consideră că și-a făcut treaba și a luat bani, nu? Dacă s-a făcut în decursul derulării contractului, pentru prețul total al contractului, plata este discutabilă. Nu, plata a fost făcută în vederea pentru a mii, ce să vedem să vă raționăm în instanță? Pentru că știți cum, la momentul când se închide contractul, urmează recepția, nu? Recepția lucrării, a produsului, a... Ce-am opii la limită și pe Claudia. Și la... Dar probabil noi o să consultăm și avocatul, nu? Care l-avem angajat cu domnul Finică. Și în funcție de asta... Cu asta, cu dilamii, cu apa asta, cu... Cine ești aici și acum? Cine ești la cu el? Aici... Este, domnul știu că este dat în judecată de primărie pentru recuperarea sumei. Dar de ce? Deci dar este primarul? Nu. E vorba de niște impozite. Impozite? Am înțeles niște apă. Apă sau impozite? S-a adunat mai mult dobând. S-a adunat mai mult dobând. Și el n-a plătit? O parte de impozite, o parte de taxe de apă. În drill. Nu mi-am ies. Nu plătit. Nu plătit că nu a fost un... Și de ce să... A. Și nu l-am dat mai judecat. Am dat măsurile ca să-mi casez de durerea sau. Da. Și apoi eu căzut din capul fostul primar. Da. Deci, domnul Mătrii, dar are moștenitor, dar are cine să plătească? Nu mai are nimic. Și dacă ce să facă? Dar am avut tableta, ce s-o făcut? Doamna Tucu. Nu a vândut? Doamna Tucu. În primul termen, a câștigat procesul. Deci omul e vinovat. L-a pus să plătească niște apă sau un plus. Comisia numărul 1. Cine ești? Spune-ți, doamne. Comisia favorabil. Favorabil. Comisia numărul 2. Asta e pe cea obiectivă. Comisia numărul 3. Avis favorabil cu recurs și avizul de recurs. Cu precizarea că credeți că aplicate procedurile legale, astfel încât legiuitorul să stabilească la nivelul articolelor de lege cine și de la cine se va recupera prejudiciul. Aveți favorabil cu aceste mențiuni. Mulțumesc. Da, deci trebuie să fac și eu precizarea ca să fim cu toții înțeleși. Pentru că acum noi, atât primarul, aparatul de specialitate, cât și dumneavoastră Consiliul Local, suntem în faza în care nu putem să mai facem altceva decât recuperarea acestor debite se poate face doar în instanță. Și instanța este cea care se va pronunța și hotărârea judecătorească. Știm cu toții că trebuie dus la îndeplinire. Nu, cine este învinuit sau cine este chemat în instanță, are posibilitatea să-și apere interesele și... Cam dată există prezumul de nevinovăție și nu putem să apere. Deci dosarele sunt pe recuperare cauzei, sunt dosare civile, nu penale.
Da. Și fiecare se poate apăra. Atât firmele implicate, cât și domnul Știucă, fostul primar. Ca idee generală, așa, de ansamblu, ca să fim înțeleși. Deci, oricum nu putem face noi administrativ altceva, decât instanța este cea acum care poate rezolva recuperarea acestor debite. Da. Aici, cu mândrină, vedem că am fost trași în piept. Din cauza că tribunalul o a acceptat când l-au dat ăștia doi, judecată, că codul fiscal nu a fost aplicat corect. Camera de conturi nu a verificat dacă codul fiscal a fost aplicat sau nu a fost aplicat corect. Doi. Noi nu am primit decizia la tribunal. Decizia la tribunal s-a luat după 6 luni la insistența mea la salariate la primărie, care nu s-au achitat de sarcini. Deocamdată, instanța va hotărâ cine-i vinovat, pe ce-i vinovat și dacă s-au urmat toate căile legale. Nu există niciun referat să emit o hârtie prin care dau dispoziție de sechestru, nu există nimic. Doar fiecare prude asta. Mai găsesc în listele de atribuțiuni semnat de mine pe 3 ani. Cum am semnat pe 3 ani? Ca prostul sau n-am gândit sau eram așa de handicapat? 3 ani. Deci, în stare în servici, m-a scris cu pixul 3 ani la rând. Iar o cacafonie. Cu restul, toate sunt justiția va hotărâ cine vinovat, cine vinovat va plăti. Nu trebuie să luăm toate deodată, că doar fiecare are drept la apărare. Și pro de asta, dacă mai vreți, mai știu. Însuși, în decizia de recuperat costuri, nu vânzări. Deci să-ți plătim o dată pentru doar. Nu-i vânzare, cum tabletul totul, nu. Scrie ori, două articoli. Unu, încasarea sumei pentru teren. Pe urmă vine punctul 2, prin care scrie opțional. Fiți atent, opțional spune mai mult, domnul Secau, opțional. Să încaseze recuperarea tuturor cheltuielilor cu el. Deci opțional era 13.000 de lei, nu, neopțional era 13.000 de lei, opțional era 42.000 de lei. Care s-a plecat? Opțional, nu? Și aici o hotărâre ambiguă, stabil de minister. Și mai au și ei greșeli, nu numai noi. Practic, s-au stricat peste doar. O securat 3 articole bătând pe 1. Și n-ar mai vrea ca politică, pe polemică, pe stres, că am de plată, că am făcut, că am bris. N-am făcut nicăieri. Ca să plătești cheltuieli pentru ce nu s-a făcut, i-am combinabil. Dacă era o fraudă, gata, mi-a intrat aplicat. Dar aici o negligență însuși de la noi, că nu, dar ce domnul primar actual. El știe cine l-a plătit impozitele, el urmărește asta și dacă e la tribunal, să zicem. Salariatul respectiv trebuia să urmărească. N-au urmărit. Ei n-au urmărit. N-au urmărit. Dar nu știu, o să stabilească instanța, dacă se dă, că am semnat eu, a trebuit să fie pe 3 ani, pur și simplu. 2013, 2014, 2015, nu știu cum, și pus să strise în 3 ani. Dar nu contrasemnează nimeni ce mi-a pus să fac. Este să fac tot de fel de artificii. Deci sunt în instanță, legiuitorul va stabili și când ce va stabili legiuitorul, se va aplica. Asta am zis și eu. Rezoluția de legătură.
Asta e din cauza neglijenței în servicii atenție. Da, o altă recomandare a mea este, și să știți că în discuțiile de cu domnul de la Camera de Conturi care a venit acum la măsuri, este o învățătură de minte pentru noi toți, în sensul că aceste decizii ale Camerelor de Conturi care vin pot fi contestate. Lucru care nu s-a făcut la timpul respectiv, nici cu decizia din 2013 raportat la măsurile de acum, nici cu decizia din 2016. Deci noi atunci am fi avut o primă posibilitate să ne putem apăra asupra măsurilor dispuse acolo, lucru care nu s-a făcut. Și probabil că de asta s-a ajuns în această situație neplăcută, într-adevăr, că este neplăcut să ajungă o persoană să suporte plata unor pagube care de fapt nu sunt create de persoana respectivă. Sunt create de anumiți agenți economici care ar fi trebuit să-și plătească. Nu? Probabil dacă era pe teritoriul Comunei Parincea și era utilizator de apă, în mod normal trebuia să-și plătească apa, nu? Corect. Dar lucrurile sunt mult mai dezvoltate acolo, în sensul că în perioada cât era cu sediu pe Comuna Parincea, asta pe scurt, așa, câteva explicații. Reprezentantul unității a făcut o solicitare să nu se mai impună apă, pentru că nu mai funcționează pe lata Comunei Parincea, lucru care nu s-a luat în considerare. Dumnealui s-a dus cu acea solicitare înregistrată la primărie în instanță și acel debit care figura și nu a fost radiat în evidență, constituie debit. Și hârtia am căutat-o, dar m-am nebunit eu. Eu am căutat-o, n-am găsit-o. Și n-a fost idei... Și a fost repartizată. Ori de câte ori avem o decizie a unei autorități și considerăm că nu este pe deplin înțeleasă sau nu este pe deplin argumentată, trebuie să facem contestații. Noi punem problema așa întotdeauna, vai, facem contestații la Camera de Conturi? Da. Dacă avem argumentele necesare, facem contestații la Camera de Conturi și argumentăm acolo cum stau lucrurile. Pentru că este posibil, oricum, auditul vine pe parcursul aproximativ a 30 de zile, nu? Verifică un an financiar, de regulă cel dinainte, nu? Și dacă este cazul, se duce și mai în spate de unde au început contractele. Clar că într-o lună de zile nu reușești să parcurgi toate materialele și poate prin arhiva instituției mai sunt documente relevante. Și vis-a-vis de atribuțiile salariaților, deci să știți, compartimentele noastre sunt de mai bine de 15 ani așa formulate. Compartimentul impozite, compartimentul registru agricol, deci atribuțiile nu au fost schimbate în timp. Sunt aceleași. Ideea este comportamentul contabilitate și venitul este în subordinea directului a primarului, prin lege. Dacă el pe parcursul mandatului deleagă atribuțiile viceprimarului sau altui salariat din primărie, atunci se deleagă de atribuții. Dar lucrul ăsta noi nu s-a întâmplat. Deci primarul a fost cel care a coordonat aceste compartimente. Și de asta s-a ajuns aici. Deci nu trebuie să înțelegem că avem ceva cu o anumită persoană. Eu am spus din start, când am încheiat contractul de reprezentare juridică cu domnul avocat Finică, să nu ne îndreptăm asupra persoană, să încercăm să ne îndreptăm asupra societăților care au generat aceste pagube la bugetul local. Dar mare parte din ele nu mai sunt. Au intrat în faliment sau insolvență. Și oricum, suntem în instanță, cum spunea și domnul Știucu, o să vedem... Camera de Conturi nu e fericat exact ca reprezentat Ministerul de Finanță. Dacă tribunalul a hotărât să verifice cum s-a aplicat codul fiscal, că s-a aplicat greșit. Cum se aplicat? Dar în sensul că nu s-a emis un titlu executor. Deci pe acel dosar al societății respective, la momentul când s-a stabilit debitul, trebuia emis titlul executor. Lucru care în hârtiuța aia numită titlul executor nu s-a făcut acolo, la compartimentul impozite. De acord. Și pe acest considerent, constatat că debitul nu este... Dar primarul nu poate să emită o dispoziție de reținere dacă l-are o referată în spate. N-are voie. Deci primarul n-are voie că are el chef să îndeie imputații. Nu i-a depus un referat în spate pe care se urmează mersul. N-are voie să facă face un abuz. Face, nu cum nu are voie, face, dar face pe răspunderea lui. Dar nu poate, trebuie deci... un referat în spate, din persoanele care răspunde. Deci, în mod normal, așa este. Trebuie să existe necesitatea formulată de cineva, dar se întâmplă și când primarul, nu, am spus, nu facem referire la persoane,
Nu ia în considerare aceste aspecte. Dar nu poate, n-are voie primarul. Legea nu-i dă voie primarului să facă un acelor bibliei de Bucură. Ideea este că trebuie să înțelegem cu toții că suntem în instanță și instanța va lămuri aspectele acestor proiecte. Să punem la vot atunci cine este pentru? Mulțumesc, nici o abținere. Trecem la punctul 4. Există din motivul proiectului de hotărâri privind aprobarea urbanismului terenului folosință gratuită pentru construirea unei locuințe în baza legii numărul 15 din 2003, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă doamna Mitrea. Da, aici avem o singură solicitare, Pititic Georgiana, din partea lui Nouă Vasile și a lui Nouă Ionela, cred că cunoaște dumneavoastră familia, el îndeplinește condițiile, nu are teren, are între 18 și 35 de ani și cu domiciliu stabil pe comuna Palincea. Lotul deja îl deținea înainte, acum urmează să ridice construcția și să-și facă actele pentru autorizație. Iar în afară de asta mai avem trei cereri cu solicitare de prelungire. Deci ei și-au ridicat casele, noi le-am dat hotărârile, n-au făcut în termen actele, au expirat hotărârile pentru că ei într-un an de zile trebuiau să-și facă construcția, să-și ridice, dar în același timp să facă și actele, să-și poată autorizație și celelalte. Și acum suntem nevoiți să le dăm o prelungire încă de un an de zile să aibă timp să-și facă arte. Da, mulțumim. Mulțumim. Dacă avem cineva întrebări, la noul, deci a fost terenul dat pentru mama fetii, n-a reușit să-și facă construcția, a depășit anii care poate să ne finanțeze și am decis ca să o solicitat pe noi fetii. Să facă construcția. Da, să-și facă casă pe lungul ei, da. Discuții? Nu. Comisia numărul 1? Disfavorabil. Comisia numărul 2? Disfavorabil. Disfavorabil. Deci, să punem la vot, cine este pentru? Mulțumesc, nicio abținere, trecem la punctul 5. Expune de motive și proiecte hotărâri privind aprobarea raportului stradal al Comunei Palincea, județul Bacău. Prezintă domnșoara Adamă. Deci, reacția este un sistem de evidență și consultare geospațială a unui trafic stradale la nivel național. S-au făcut în principal toate cadipiezii, când ai o urgență, tramvai, mașina de pompier, să găsească adresă prin GPS. Și plus că mai e pentru urbanism, de acum este obligatoriu adresele poștale pentru urbanism, pentru intrarea certificatelor, autorizație de construcții de mânare cu cine nevoie. Sunt anumite reguli care trebuie respectate, deci trebuie făcută de numerotarea întregii comuni, în sensul că numerele pare trebuie să fie pe dreapta, numerele pare pe stânga. Exact cum sunt și la oraș, pe aia e nebun să gândești că am luat pe dreapta, am întors tot pe dreapta. GPS nu te găsești așa. Și este o muncă, na. O muncă de echipă. Trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Da. Mulțumim frumos, Claudia. Vreau să concluzionez eu în sensul că ne propunem astăzi parte dumneavoastră care ați participat ieri în cadrul comisiilor de specialitate. Ați înțeles asupra aspectului care trebuie să-l votăm astăzi. Deci așa cum spunea și domnșoara faptul că procesul de finalizare acestui nomenclatur stradale și numerotarea imobilor este de durată, ne-am propus să aprobăm azi denumirea străzilor cu delimitarea lor pe sate, pe cele 10 sate componente ale Comunei Palincea. Și în perioada imediat următoare, domnul primar va emite o dispoziție privind constituirea unei comisii speciale care va face această numerotare a imobililor, atât în intravilanul comunei, cât și în extravilanul comunei pentru construcțiile existente. Și o să ne propunem acum, Claudia, dacă mai rămâi aici, să o luăm pe sate și să vedem dacă rămânem asupra denumirii străzilor așa cum sunt prezentate în proiect sau dacă mai completăm, modificăm. În principal ne-am propus, la satele unde nu există o tradiție, satele mai mici,
să mergem pe strada principală, deci strada care este artera principală din sat, să fie denumită strada principală, iar celelalte străzi le putem numerota, strada 1, strada 2, câte sunt. Că, spre exemplu, cum avem Mileștii de Jos, Mileștii de Sus, Barna, Satul Nou, sunt sate mici și sunt puține artere secundare pe lângă cea principală. Și nicio tradiție de denumiri. Denumirii de tradiții sunt la Parincea, la Văleni câteva, la Vladnic și la Nănești. Și acolo o să avem un pic mai mult de lucru. Dar trebuie să-i dăm drumul, pentru că termenul a fost decembrie 2017 și neapărat, după momentul aprobării, îl vom introduce în sistemul național de numire a străzilor și ulterior numerotarea ca să finalizăm. Că altfel nu mai finalizăm. Știți că l-am adus în ședințele de comisie și de consiliu local de mai multe ori și trebuie să ne propunem să ne aplecăm asupra lui și să-i dăm forma finală. Da. Haideți să o luăm, satul Parincea. Nu era corect, dar după ce au o mică hartă pe fiecare localitate în parte. Era bine, trasat o hartă ca să știe fiecare, să uite pe hartă, notează de aici până aici, de aici până aici, de aici până aici, de aici până aici. Așa, mult cunoaște, mult nu cunoaște. Dacă îl întreb pe domnul Butunoi, mai nu știe. Dacă îl întreb pe Valea, nu știe. Domnul Bușului cunoaște bine poemul Năstăsim. Haideți ca să fim un pic mai operativi, am să iau eu pe sate, citim denumirile, vă spun așa și delimitările cam de unde până unde și să vedem dacă rămânem așa sau nu, că sunt totuși 10 sate și să nu ne împotmolim aici, nu? Că trebuie să repuse tuța până aici. Nu mergem cu câteva ca să vedem așa. Celelalte care am zis... Deci la Parincea, strada principală începe de la variantă, Mănăstire și până la Cucu Elena. Și eu în discuțiile cu domnii consilieri în cadrul comisiilor de am zis să facem propunerea și artera asta de la Moară, de la Nea Vasilache, până la centrul Miorița, acolo la limita cu comuna Ungureni. Sunteți de acord? Da, este... am venit o stradă secundară. Eu am zis să meargă tot pe principală, pe considerentul că este de o parte și de alta a drumului județean. Nu, nu poți numi secundară. Da, e bine. Ca o logică cât de cât. Deci mergem așa, limita cu comuna Ungureni. Da. Tot ce implică acolo, tot da? Și pe o parte și pe alta. Bun. O stradă secundară aici care zice că pleacă de la strada principală, știu că Ion. A, de ce e acolo? Deci da. Asta pică, că e cea despre care vorbim mai din iauzi. Da. Ulița Mică, de la intrare dinspre strada principală, Drăgan Ion, până la Hulubei. Deci străduța asta mică din zona târgului care ia unde stătea Nea Hulubei Gheorghe și unde stau socrii domnul contabil care merge la Bărdan acolo, da? Știu, da. Da. O lăsăm ulița mică? Da. Mai sunt ulița mică, nici nu trebuie să avem... Nu se repetă, la... Nu se repetă, nu? Ulița mică, nu. Avem în continuare strada Tablei, care este din strada principală, știu că Guță, ei, aici tot la fel am gândit așa ieri, dar încă n-am notat aici, o să notăm acum, mi-am propus eu, că am spus că strada asta, unde am ajuns aici, a Tablei, este strada pe care este primăria și propunerea mea este să fie tot principală. Tot principală. Nu? Pentru că primăria e pe strada principală, nu? Și o lăsăm tot pe strada principală, chiar dacă o să fie, nu, da, nu arteră care merge așa, mai are niște ramificații, da? Sunteți de acord? Că trebuie să mergem cu numerele în continuare de la... Da. Da. Da, o să facem delimitarea corespunzător. Venim de acolo, venim cu și mai ales că din când știm cu toții, ne propunem ca primăria în continuare modernizare, tot aici, în zona așa să fie. Deci nu ne propunem o altă zonă și atunci bine să fim pe strada principală, nu? Vă zic că destul este strada primăriei. Ei. Da. Dacă rămâne totuși primăria, nu știu, gândiți, haideți, mă tărăți. Asta e bizarță. Strada primăriei? Da, mă, primăriei. Frumos. Deci aici... Da, ok. Până de la... De la biserică până la... Nu, din centru, de la drumul județean, din centru la biserică o să fie altceva. Deci din la drumul județean până la vale, până se termină la limita cu satul Văleni, inclusiv prin din Câmpul Mare. Știți, casele alea din Câmpul Mare, acolo după ferma zootehnică, fac parte tot din satul Parincea, unde stă acolo...
Matiez și ce mai stă acolo. Nu, până la Bulbacă, în Câmpul Mare. Bulbacă e la Coda, nu trebuie. Bulbacă e la Vălen după Coda. Da, după Coda. Bun. Ulița 1, de la intrarea dispensar, strada principală, Goraș Gheorghe, până la Chitic Vasile. O străduță aici, în stânga, de la drumul ăsta, de la primărie. Ulița 1. Ok? Da. Deci mai jos de primărie, la stânga. Da. Da? Da. Goraș Gheorghe și Chitic Vasile. Ulița 2. Tot așa, mergând la vale în stânga, este acolo Chitic Dumitru de Limitare și Simeon Păstică. Tot așa, în spatele SMA-ului, că acolo vin, la fostul SMA. Strada Fermei. Zice că din strada principală, Tomozei Vasile, până la S.C. Brodagris. Deci asta e drumul care merge la biserică. Lăsăm fermă sau biserică? Lăsăm biserică. Biserică. Lăsăm biserică. Da, bisericii. Bun. Nu scriem, nu scriem mai cimitirului, nu? Nu, nu. E prea sinistru. Sau ultimul drum. Da. Avem mai departe strada Cățelușa și zice că pleacă din strada principală, Codaru Petru, Onofrei Elena. Deci asta înseamnă că e Cățelușa, da, aici, zona asta, și era denumită așa, adică de cetățenii. O lăsăm așa? Da, o lăsăm așa. Cu o precizare. De ce să o spunem stradă, să nu spunem cătun? Pentru că ea un grup de case. Păi știți cum, la momentul când o să facem clăcuțile, ați văzut cum sunt localitățile care au deja făcut nomenclatorul, acolo scrie strada și denumirea străzii. Ar trebui să scriem strada, cătun? Nu strada, cătun. Păi da, dar așa trebuie să scriem pe clăcuță, nu? Scriem str, dar așa scrie, nu? Spune mai denumirea. Și atunci dacă scriem strada, cătun, nu? Da. La mai multe ele. Așa știți cum, dacă adoptăm o denumire de cătun, zicem strada cătunului. Și vedem și altă denumire sau cum? Nu, lăsați așa. Da? Bun. Strada Iazului. Din principală, Rusu Neculai, Trifan Dumitru. Aici e pe unde locuiesc eu. Strada Iazului. Rămâne așa? Dacă nu vă place de lui, nu-mi place. Nu-mi place, eu știți cum mă adaptez, că am venit aici, nu să... De unde schimbați? Da, așa este. Deci acolo așa se spune pe Iaz. Da, pe Iaz. Da. Am luat schimbați. Am luat puterea exact. Da. Avem strada în sat. De la principală, Butnaru Vasile cu Ciureanu. Asta e. A, asta, de... A, asta înseamnă că este de aici, din centru, spre Năstăseni. Da, Năstăseni, da. Domnul Vasilat. Mai bine o spune chiar strada Năstăseni. Cum să pui studiul ăsta să ne poate ce spune? Spune de mii de altă localitate. Ascultați-mă un pic. Eu am văzut că este tot în urmă. Că spune calea Bărladului, atunci câte Bărlad? Calea Nereștului, zonă ce se... Calea Nereștului, măi... Este strada calea Năstăseni. Nu știu, nici calul nu știu. Eu doar am propus. Deci cu sală, adică nu. Cum zic, ca să înțelegem? Toată lumea știe la Florărie. Da, strada Florărie, ok? Bun, e corect. Pentru că dacă îi spun strada în sat, nu poți să zic așa și fost. Asta înseamnă că să avem mai flori acolo cu strada. Da, Florărie. Da, 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 am terminat, mergi mai departe. Florărie, da, că notez aici. Avem așa, se va numi Uliță Stânga. În sat Palade, așa, până la Meșteță Constantin. În sat, la Palade, până la Meșteță Constantin. Cum faci? E drumul care faci pe sat. A, e acolo și să... Nu, 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 nu,
atunci, a venit domnul primar cu ideea așa, deci tot ce aparține stânga-dreapta, fiind florărie, acolo să fie florărie. Dar de fapt, suliți, nu sunt unificare. Da, da. Unificație, dreapta și stânga. Să punem florărie 1, florărie 2, florărie 1, florărie 1. Da? Deci așa? Așa mai bine. Așa mai bine. Așa mai bine. Să ai o lor, mai pui niște uliță, cum să stânga. Și mai este toate artezile care vă dați de la strada așa. Poate și pe drumul la... Da, păi sunt mai multe, dar la multe. Și merge de fapt acasă. Deci aici a durat Constantin, Meșniță, Viorica, intră tot aici. Tot, da. Similar, da? După aia mai avem Simeon, Anica, Palade, Gabriel. Asta e la... Da, epivalic la doamna. Deci tot acolo. Tot acolo, tot acolo. Așa? După aia mai avem Roșu, Ion, Grigoraș, Gheorghe. Aia de sus acolo, ulița Viilor, zice. Nu. O lăsăm tot florăriș, da? Deci, bun. Strada Bazii. Deci acum am ajuns aici jos, dacă sunteți un pic atenți la intrare în Faringea pe dreapta, străduța asta unde am propus noi să ne extindem cu casele așa, strada Bazii. S-a pintat. Am mai zis. Speranții la și se duce până în capăt sus la, cine știe, toată lumea știe, nu? La Moara. Moara Vladnic, Rafa Jordan, societatea acolo. Da. Deci toată artera care parcurge drumul județean al satului Nănești. Da? Bun, avem aici strada Nănești Deal. Și zice de la Pradaia și Maria, e prima pe dreapta aici, până la Cucu Aurel. Dacă așa știi toți de Nănești. Eu am zis, am ieri, că am discutat ieri, să luăm tot Năneștiul, tot așa exact ca și Palincea. Nănești Deal, de partea stângă, când dreaptă când duci la vale. Toată lumea, Nănești Deal, nu? Și Palan, și aia între Nănești Vale. Și atunci cu numere, Nănești Deal numărul 1, Nănești orice uriță, da? Și să fac eu, da, eu așa am... Așa am gândit, cine o gândit, și la Nănești Vale, deci Nănești Vale 1, 2, toate ulițele, da? Un pic, cum la Nănești, unde e Cătun, ar trebui lăsat strada Cătun. Tu mai pune strada Cătun, domnule. Da, așa, spre exemplu, uitați-vă că la momentul când s-au lucrat pe aceste propuneri, din câte am înțeles, au mai fost întrebați și dumneavoastră, domnii consilieri, și o parte din cetățenii care am reușit așa să mai consultăm. Ce văd eu aici denumiri la Nănești, deci ulița Caligopia. Nu, sau ulița secundară, sau ulița Poarta Țărnii. Da, strada Bisericii. La biserica e la drumul județean, nu e ea. Strada la Andone, deci oricum nu putem cu denumire de persoană, Fundătura și Nănești Vale. Și Cătunului văd aici. Cătunul, da, am zis. Asta să rămână Cătunului, nu? Și celălalt să fie Nănești, doamna Cucu, sunt alte denumiri în zonă, sunteți de acolo. Eu știu Cătun de la Vale. Așa, ăsta e. Până la Tomă. Pe așa zice, de la Fundătura, așa, Cotigă Maria, până la... Și Cotigă Cătunul de la Deal. Cătunul de la Deal. Mai așa știu. Cătun de la Deal, Cătun de la Vale. Așa este și la Vale, altul. Da, acela de la Domnul Lungu. Prin Stăpușa. Nu de la Domnul Lungu, de la Dare. Uite aici e Dicu, nu? De la Dare, lui Dare. Da, da. De la Dare, de acolo. Zice Dicu, aici au cum e aia. Așa, până la... Până la Tomozei. Tomozei, da. Deci asta zice Cătun. Cătun, la Vale. La Vale. Cătun, Vale. Cătun, de la Vale. Cătun, de la Vale. Cătun, Vale, hai. Și cealaltă a zis Cătun Deal, nu? Cătun Deal. De la Cotig Maria până la Bosma. Da, da, da. Eu singur strada acolo, nu mai. Cătun de la Deal, ca să știe. Da. Nu ești o bărba. Ok, cu satul Nănești, mergem la Vladnic. La Vladnic, așa cum știți dumneavoastră că este poziționat satul, avem și aici arteră principală, dar nu o văd. Da, este aici. Dar începem, văd, cu tablei. Aici, zona asta, cu case noi, la drumul județean, nu? Da. Deci, așa este pe tabla acolo.
Pe tablă vladnic, așa zic oamenii. Lăsăm tablei? Nu sunt tablei ca acolo, strada tineretului. Da, e bun. E mai bine tineretului, da. E numai tineri. Și ce dacă e principal? Oricum o să bătrânească. Deci, la exact. Să se trece principalul de aici, de la Moară și până la Lăzăcină Lăzăcină. Da. Mulți din asta știți la platic, într-adevăr, am zis să ținem un pic așa, că ei chiar au denumirile așa, de zonele alea aici. Spre exemplu, este strada Dineț, de la intrare din Sfântul. E bine, nu? Aia rămâne la biserică, de la școală. Dineț, nu? Deci avem, dar cine este de la platic, poate să ne confirme. Marinier este fia de lui, deci la Lăcătușul Ana până la Adam Augustin, se cheme Dineț. Dineț, îmi trebuie. Dineț, da. Nu rămâne așa că știi toată lumea. Ok, bun. După asta avem strada principală. Deci la Lăcătușul Ana până la ultima casă, Cimliana, Adam Augustin. Acolo sunt două strada și uneți la pot. Haideți, fiți atenți în continuare. Deci strada principală la Vladnic, așa cum ne-am propus, am zis că în fiecare sat o să avem strada principală. Dar de la Vladnic va fi așa. De la intrare dinspre Dineț, biserică, până la fosta moară. Asta, moară de sus. Trebuie doamnă de la stație, de la stație, de la moară, de la stație, până la ieși, intrare în Ghilăvești, până la o dăm principală aici. Asfaltată. Asfaltată, o dăm principală. Principală. Da, da, ce e principală. Și mergem cu Dinețul și cu... După aia ce-i stânga și dreapta, începe. Și cu Păduroș. Și cu Păduroș. Mai avem. Avem aici strada Cic, zice de la Senteș Maria da, până la Poza Iulian. E corect, okay, da? Cic, da. Strada Gheghiu de la intrare dinspre strada principală, reper Pogar Augustin și Pogar Maria. Da. Gheghiu, da? Ei, așa au denumirile. Strada Cătunului, de la Gheghiu, Ghinga Ruja până la Adam Ștefan. Da. Satul Nou. Din Gherghiu, Loț cu Anica, Adam Viorica. Da. Și Poduroș, care zice că începe de la grădiniță, școală, mă împică imediat așa, până la Nantu, Poduroș. Lăsați că aici aveți două lucruri. Deci la Poduroș, aici aș doi. Nu la Poduroș, până ajunge Poduroș și la Poduroș. Tineret. Sunt două lucruri. De partea lui Lăcătuș și partea asta lui Școala Maghiară. Două. Da, am terminat și cu satul Vladnic. De la Poduroș ăsta. Bun. Acum avem, trebuie să mai avem un sat mare bălind, dar acum văd că avem aici în listă Barna, strada principală, atât. Da, da. Sunteți atenți? Deci la Barna ne propunem doar strada principală, da? La Satul Nou, strada principală, sunt satele astea mici. La Năstăseni, strada principală și strada secundară, zice, de la Tataru până la Mare și Aristița, cred că undeva în deal. Aristotel. Aristița scrie. Aristotel. Dar rămâne strada secundară sau îi dăm altă denumire? Eu spun să evităm strada secundară. Nu, ca denumire. Satul principal și cu număr de stradă. Exact. Strada principală numărul 2. Strada principală. Da. Sau strada... Nu sună așa cum sună. Secundă. Vedem aici. Inche-i uitați. Da, da. La Poieni, strada principală, care tot la fel traversează drumul județean, cum de altfel știți. Și avem aici strada bisericii, artera aia în dreapta, care merge la biserică. Voi cu Ion, Mare și Constantin. Rămâne așa, da? Da. Și mai avem strada Vârlănești, că tu nu la care luam niște cu Vârlănești, da? Da, da, da. Bun. Acum ajungem la Văleni. Așa. Ziceți, Bulboacă. E de la Busuioc Maria. Nu, de la Cobzaru. Până la Luca și Tereza. Dar de unde l-au pus eu? Au luat-o de aici de la intrare. De la intrare. Da. E ok aici. Până la Cobzaru. Da. Deci până la... La Luxus. Da. Da. Rămâne așa, da? Da. Avem așa ulițele astea. Și aici văd aici de la Bulboacă. Așa, eu tot așa zic că știu și zona la Vălei. Fiind Bulboacă aici, tot ce sunt arterele alea mici, să fie tot Bulboacă. Bulboacă 1, 2, da? Ca să nu... Văd scris aici un... Sunt mai multe, sunt una pe dreapta și una pe stânga. Deci două sunt. Da, da, Iurca. Dar și lăsăm și două. Da, 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 da. Bulboacă 1 și Bulboacă 2, da? Mai mult. Strada principală este de la intrarea în sat, în vecinătatea Cuvileștii de jos. Da. Așa, până la... Scopa Daniela, probabil un proprietar acolo. Ultimul în graniță, Gorgești. Nu, până la
Da? Bun. Mai avem Valea lui Colț și zic să rămână, pentru că într-adevăr am fost acolo, aici de la Principală până la Abraham Gheorghe. Da. Și Potul lui, aici de la Hercu Nicolae până la capăt. Rămâne și Potul. Și Potelui. Și Potelui, așa scriem, și Potelui. Și Potelui. Da, să rămână, că tot... Acolo e tradiție. Tradiție. Și Potul. Și este acolo, se spală pomoarul. Așa e corect. Și Potul lui Potul. Și Potul lui Potul. Da, și Potul. Da, și Potul. Hai că o să ne mai uităm și în dex. Auzi, da, și Potul. Da, și Potul. Și Potul și Potul. Mai uităm, ne mai auzi, mai uităm un pic, Claudia, și la denumiri literare, da? Hai și Potul. Strada Bisericii, din Principală până sus, la Copzarul Tereza, și tot la fel zic eu, ce e pe acolo prin jur, biserică 1, 2, 3, cu sunt aia de la în din centru, spre așa, da? Da. Deci nu mai zicem uliță mare, uliță mică, Valen, deal, nu știu ce. Și aici este asta, tot așa din centru, mergem stânga, jos, de la Bejan, așa, până jos, pe șes. Zice Susanu, dar nu luăm, Susanu era deja o denumire de om și am zis că evităm denumirii de persoane. Puneți strada Speranței. Te zicem strada Șestului sau mai Speranța, nu? Deci e la Parigi aia, da. Puneți Speranța, acolo aveți Speranța și strada aia. Strada Florii, strada Ierbii, strada Florii. Strada Fânului. Strada Fânului, da, pe acolo de la luna. Haideți, de la Vălei, doamnele! La Vălei, da, spune-mi! Șesul, da? Spune-mi că merge pe șes. Când ești bine, te opui de efectiv. Păi, să rămâne bine, merge pe șes. Doamne, acum stat acolo doi de da, mai departe, avem Mileștii de sus, cu varianta, ca cei care sunt aici înainte de așa, rămâne, da? Strada principală de la intrare la drumul județean până sus. Și mai avem aici artela asta la altă bisericii, deci de la Borgea Ion. Da. Strada Bisericii. Vine coace, da? Strada Bisericii, da. Rămâne așa, da? La Mileștii de sus. La Mileștii de jos, strada principală, deci pleacă din drumul județean și se duce sus, adică începe de la limita cu Mileștii de sus, Broșteanu, Banu Alexandru. Da. Și eu zic să meargă principală și cea care merge în sat la deal. Până sus, la domnul Braț, principală. Până mai sus, domnul mai sus de domnul. Până sus, la Borgea, acolo. Până la Borgea, da. Până la principală. La acasă, să ne așa. Și aici mai avem sat Vale, deci dealul satului Drogoi. Deci aici, când stau părinții mei, nu știu. Și acolo, strada Florilor, strada Nu mai flori. Uite că dacă îmi permiteți, lăsăm o rezervă și îmi dați voie să întrebăm acolo localnici și să vedem dacă au vreo dorință. Mihai, trage. Dar nu mă lăsăm pe principală, de acord? Da. Pe principală? Da. Nu, dacă nu au ei o preferință acolo, doar nu că nu-s mulți, nu? Mihai, dar nu ai nimic de spus. Uite, acolo e și Mihai. Da, da, da. Nimic, e strada ta. Strada Mihaiului. Cum vrei să chemi? Strada Mihai Vichiază. Strada Mihaiului. Cum e strada Florilor? Scumpă, e prea frumoasă acolo. Dar sunt flori, cu adevărat, frumoase acolo. Florii, acolo stau. Să-mi stea la bunie. Exact, pe deal. Tu sunt deal de acasă, nu? E că tu mă mânguream. Gata, domnilor consilieri, am terminat. Rămân așa de numele de străzi, domnul președinte, preluați. Da, să trecem la vizit și la vot, da? Mulțumesc, doamna Simonescu. Așa. Luăm avizile. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Amendamentele propuse, da. Da. Atunci se propune pentru votare. Cine este pentru? Mulțumesc, nicio abținere. Trecem la șase, diverse. Dacă are cineva și vrea să ia un rândul la diverse, da. Vă rog. Doamna Dămuc, domnul Bici. Da. Da, doamna Dămuc. Aveți. Am o rugăminte în legătură cu, așa cum spunea doamna, catastru, pentru ulițe care se poate intra salvare pompieri. Sunt la Vălen ulițe în care nu se poate intra cu salvare, nu se poate intra pompieri, nu pot intra cei care vin să ia deșeurile.
menajerii, gunoiul. Oamenii aia plătesc niște bănuți ca să iei... Doamna, domnul, ca vă răspund eu, știți că strada respectivă este prins în proiect pentru asfaltare. Ce putem face? Acolo rugămintea mea personală, față dumneavoastră, dacă ne puteți ajuta să vorbiți cu oamenii, să-și retragă gardul un pic când facem asfaltul, să putem face șeșanțul, toată lumea și cu gardul în drum. Deci este singura problemă, că dacă s-ar retrage cu gardul, eu vin imediat de spate, fac un șanț frumos, cu o cupă mai mică, chiar dacă nu se face asfaltul, băgăm câteva mașini de balast și mergem mai departe până se face asfaltul. Că nu putem să asfaltăm tot. Știți că proiectul este făcut, așteptăm să vedem când îi găsim partea de finanță, după aceea măcar ne treabă. Dar până atunci, ca să facem ceva, dacă oamenii s-ar da cu gardurile, acum noi putem să-i ajutăm. Așa este. Dacă nu, ca toată lumea să-și mute acum toată apa vine pe drum. Eu pun. Deci eu pun balast. Și nu există, deci nu există contract de balastare fără să fie pus balast pe drumul respectiv. Așa deci șanțul, noi degeaba facem șanțul pe partea de la vale, noi trebuie să facem șanțul pe partea de la deal. E când vine apa, s-o oprește în șanț, nu mai trece drumul să-mi spele nouă piatra. Dacă asta înseamnă să ajungeți la temerii caselor. Nu la temerii, doamna, dacă se bagă unul cu o jumătate de metru, unul cu o jumătate de metru, o rezolva problema. Nu-i vorba să bage cu 2-3 metri, nu. Jumătate de metru într-o parte, jumătate de metru într-o parte. Asta înseamnă să-și strici temerii la garduri și... Nu, ideea este, nu știți, la momentul când s-a ajunge decizia sau propunerea acolo, oamenii vă spun, eu nu-s fi de acord. În sensul fiecare, mai ales că presupune o muncă. Dar putem vedea în perspectiva altor sate de tradiție, care așa sunt, dar sătucile alea pe la munte, care au decât o uliță, așa, are acolo cum? Și dacă nu... Aici, de exemplu, la Văne, cel puțin pe ulița asta, e un stâlp, deci care, stâlpul ăla, dacă s-ar putea retrage, deci nu mai pot, deci, eu nu mai bagă stâlpul în curtea omului, că ei l-au scos din curte în drum. Erau în drum, în curtea omului, și l-au scos în drum. Deci singura soluție, în momentul, dacă nu vor să se retragă gardul, în momentul când venim cu asfaltare, da, deci vom face șanțuri, din ala cu panouri de-asta, biscuiți. Da, la. Da, la. Și atunci se poate circula și pe șanț. Și nu va mai fi probleme. Aș putea să fac o mică intervenție la discuția de acum, pentru că este adevărat, e unul, sau, mă rog, toată unitățile de prezentat, acum e Enel-ul și așa mai departe, au obligația, într-adevăr, ca să scoată stâlpii de teren public, acele care sunt supuse proiectelor de renovare, de îmbunătățirea tensiunii. Până atunci, însă, nu există posibilitatea mutării, pentru că trebuie să intre neapărat în cadrul unui proiect de genul ăsta. Deci, că am o problemă deci, așa rezolvată, s-ar putea ca... care nu au fost, de exemplu, sunt stâlpi care ei nu au fost duși în stradă, sunt în curtea omului încă. Ăla, culmea, chiar ăla au fost... Este un sistem național. Și sistemul național, și de ce nu putem intra cu vrem sau nu, el face parte din el și își va avea efectul atunci când se propune un proiect pentru îmbunătățirea nivelului de tensiune și atunci și eu îi fac. Iar ca să faci șans cu partea de la deal, trebuie nu jumătate de metru. Trebuie să-și trag oamenii gardului cel puțin. Nu, 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 eu am spus că dacă de la deal se trage jumătate și de la vale jumătate, e un metru. Da? Da, e într-un metru, noi putem să facem o șansă pe partea de la deal, pe ăsta de partea de la vale, o putem astupa. Așa putem, da? Să lansăm propunerea asta față de cetățeni, prin adresii, toți care sunt de acord. Dacă sunt de acord în vederea realizării acestui obiectiv, dacă sunt de acord să-și retragă un pic gardul proprietății, să putem face lucrările așa cum ar trebui să fie drumul mult mai accesibil. Dacă nu sunt de acord, trebuie să așteptăm. O să trebuiască să facem așa cum putem. Asta zic, dar până când va fi proiectul, până când... Noi trebuie să facem o adresă către Ion. Nu se poate face o adresă către Ion. Se poate face o adresă și dacă și ei să-l plică în contul. Doar de un stâlp care trebuie dus înapoi care să mai sunt vecini. Înapoi proprietarul. Accentul. Pentru că nu... Dar și se întâmplă. Acolo unde e stâlpul, am putea găsi o soluție să ne băgăm mai mult în partea cealaltă. Sau la vale, sau la deal. Și acolo la vale are omul făcut gard. Și nu strică nimeni temeria gardului să înceapă să-și facă un alt. Da, e greu. Pe când stâlpul ăsta, așa cum a fost luat de acolo, ăla nu implică nicio ceva decât a rețelei.
Dar rețeaua, cum i s-o da voie să scoată stârbul acolo? Aici și iarăși o... Cum i s-o da voie să pună stârbul? O spus din proprietatea cetățeană. Păi n-ai spus, dar nu te-ai gândit că tu lași o arcă pe 5 familii? Fără salvare, fără pompier. Nu interesează și ca să-i mut înapoi, niciodată nu va accepta, pentru că trebuie să cheltui bani. Păi da, și aici nu trebuia primăria un pic, cei de la urbanism să-i implice? Doar ministerul, legii ca să scoată stârții din domeniul public, nu din proprietatea cetățeană. De ce nu poate niciun aspect? Deci orice gen. Așa știți că în decursul timpului, ori de câte ori e ONU, sunt vreo 3 ani de acum, adică n-am dat hotărâri de Consiliul Local, le dăm drept de servitute, nu? Pentru aceste lucrări. Și mi-închipui că parte din acești stâlpi au fost montat odată cu... pe considerentul, cum spunea și domnul primar, să nu fie în proprietățile oamenilor și i-au amplasat pe domeniul public. Să le fie mai ușor intervenția în caz de necesitate și normal să fie așa. Nu? Pentru că ei acolo pot fi îngrădiți într-un anumit fel și accesul acolo în caz de urgență trebuie să fie mult mai accesibil față de cum era. Închipul că este o soluție tehnică acolo, dar putem să formulăm o adresă oficială cu acest punct de vedere și să vedem ce răspuns și la o ședință următoare. Să reușești, nu să reușești, dar totuși sperăm să reușească. Deci dacă reușești, ei vin cu aceeași propunere, să-și mută cetățeanul de acum. Dar nu, dar ce este? Dar să-și dai, dar deci sunt ce este? Dar eu nu știu, dacă mai are nevoie. Să-l spun la voi, dar omul respectiv nu are nicio problemă. Păi doar de stâlpul dacă vrea să știu. Vrea să-l ia acolo în curte, numai că să-l lasă. Deci eu mai vin aici cu, să zic, o formă de rezolvare. În sensul că dacă trimitem, nu și caz de urgență, problema asta, de rezolvare. Ei au întotdeauna... în obiectiv, chiar dacă nu sunt proiecte, sunt urgențe. Și atunci implică pe perioada respectivă, o implică la urgență și o poate rezolva în capitolul urgență al lui. Sincer, pare așa că lucrurile vă plică la avocat. Pentru că e scurt în care să vă putea scoate, era loc, dați mea, rămâne stradă și nu s-a scos, rămâne în continuare la urmă. Deci la vecin, poți să fie la mai larg. Poți să facem o solicitare la urmă să vină un lucru. Și spune exact și urmă, cu stâmpă. Adică pare și ciudat așa, dumne, ori scoteai, dacă chiar așa e legea, scoteam la toți, dar numai vecinul lași în curte, unde e drumul mai larg, și culmea lumii unde drumul mai lung, tu-l scoți și în stradă. După ce că e impus drumul, adică și ei, cum să fie orientat. Deci de aia trebuie făcută. Zic o adresă din partea primării. Poți să vă arătăm și de răspunsul care nu știu. Da, bă, nu, dar și eu la rândul meu să arăt oamenilor, ei chiar spun. Dom'le, nu spui înseamnă acolo, nu se poate. Zici, duci la ședință fără să spui o dată din chestia asta, dar îți dai seama, puteți să vă fost. Domn primar, dar stâlp pe aia unui s-o accidentat, băiatul ăla și-a murit. Televiziune. Sunt niște stâlpuri de ce stau la bărătate. Cine-i acolo? Doamna, cum? Doamna, vorbiți pe rând, țau totul. Păi, dar terminat, doamna, cum adică? Și v-am dat eu, doamna, să adică, cum, dacă doamna... Aveți cuvânt cu doamna, acum că sunt doamna, pe bază de protocol la primărie. Și de ce nu-i luați de acolo? Dar cu ce încurcă? Păi încurcă dacă băiatul ăla s-o izbit, că o venit cu căruța și o izbit și-o muri băiatul, nu încurcă? Acolo o dată în stâlpă aia. Exact în stâlpă a intrat băiatul ăla și-o muri domnul primar. S-o sfârmat coloana și-o sfârmat ficatul, tot în barcă. Da, e și o problemă de lista. Și vă dați seama, acolo e mai bine vreo. Ea avea și-o adică. Dar eu vă spun asigur. Și dacă iau de acolo, trebuie să ajung Tot pericol. Scoate la un sat special pentru ei și să mă gestă să sat. Acolo doamne, zice doamna de box, să vă zice stâlp. Îi zice stâlp ce? Cuz, au fost mai mulți. Da, dar două zic acolo și gata. Deci sunt mai mulți, că mai sunt mai mulți, dar nu nevoie. Dacă nu doați mine, că nu e nevoie să facă un fod în față. Dacă aveți nevoie, doamna, că sunt grave. Vreau să arunc să fie acolo, un parcare. Stai că n-am terminat. La becuri, Andreea câteva, eu niciodată n-am solicitat becuri după câte știu eu, la punctul Ungurean, la noi acolo, intersecția aceea, că prin căruze la deal, după căruze la mare. Dar acolo ce se întâmplă când vreau să am de becuri? Păi eu știu de ce, dar nu spun în plen acum. Am înțeles, dacă nu spun, mai se realizează, nu? Păi da, știți ceva, iau o piatră și gata.
Și atunci ce faci? Domnul Birsa Andrei. Iar dacă întreg cu Leoni, doctor, ar fi și la doamna trebuie. Să schimbăm, nu mă colegăm pe acest. Da, schimbăm, dar nu chiar să... Acum nu mai primim bine niciodată. De la urgență. Și nu, tot la fel. La școală, la Vălen și la Bejan Silvia. Sunt părinții așa, îmi merg de sus, nu mai trebuie. Îmi trebuie 50 de vecuri. Domnul, acum ați zice să vă spun, mai faceți un de economie. Lăsați, domnul, dacă de la cupa aceea e mai rămâne. Bine acuși, rămâne la cupa aceea. Dacă rămâne de la cupa aceea, da, o să spune. Dacă rămâne de la cupa aceea, o să spune. O să spune domnul tatăl cu mâna. Și eu, domnul primar, strada Fărădii nu a avut niciun vent aici până domnul Badea. Da, da. Și urât, mate. E strada Fărădii. Adică domnul Frere Astăsen, e strada Fărădii. Nu are de ambit. Dacă cu începe la școlar. Și au început, sunt un nici un pic mai devreme. Ați doar nu știu, mai are cineva? Domnul Psăcaș. Domnul Bibi, urmează. Am o problemă. Spuneți-o, domnul. Domnilor, Asociația Viitorul în Zori organizează pe data de 15 septembrie o acțiune la nivel național privind curățenie generală. Asemenea, acțiune s-a început din 2005, s-a început efectiv în 2010 în Estonia și au ajuns acum la nivelul ca 5% din populația globului să participe pe data de 15 septembrie la asemenea acțiuni. Asociata aceasta are avizul și ea se agreată de Ministerul Mediului, Ministerul Educației Naționale, Turismului, Jandarmeria Română, Ministerul Afacerilor, toate. Toate agrează asemenea acțiuni. Acțiunea este pe bază de voluntariat. De ce vă informez dumneavoastră? Noi, Comitetul Consiliului Local, avem posibilitatea, fiecare în cătun, în sat, așa, să mobilizăm. 1, 2, 3, 5, cât putem. Ca în data de 15 septembrie, să participăm și noi. Noi deja ne-am înscris. Am vorbit cu domnul primar, ne-am înscris. Ideea este următoarea. La nivel de țară, vor ieși în jur de 1 milion de persoane. Vor aduna pe categorii, peturi, metal, hârtie, cu desfășurător, cu mijloc de transport, cu mănuși, cu saci menajeri, organizare așa ca la carte. Între ora 9 și ora 10 să scriu voluntare, se înscrie voluntar cu voluntar în fiecare punct. Cu asistență medicală, dispensarul medical, responsabil pe fiecare sat. Deci noi, consilierii, ne vor răspunde de tot. Și punem la dispoziție toate materialele și mijloacele de transport. Instruirea voluntarilor, deci numai pe bază de voluntariat. Nu obligăm pe nimeni. Eu fac apel la dumneavoastră ca în fiecare sat unde ajungeți, domnule, vrei să participi data de 15 septembrie la curățenia satului? Uite, le strângem, vine tractorul sau mașina, le crea cu mănuși, cu igienă, cu instruire, să nu sunt cu saci, menajeri, ca să nu se întâmple un accident cu protecția mâinii și așa mai departe. Fac apel și la șef de instituții, cum e doamna Coca lângă mine, și la alte instituții, societăți, comisia, instituții, care vor. Nu obligăm pe nimeni. La școală, doamnele învățătoare, domnule profesor, care doresc. Eu am luat legătură și cu domnul director Rombo. I-am comunicat, domnul, dacă aveți plăcerea să participați, să puneți la copii, prin profesori, prin învățători, ca pe data de 15 septembrie, să facem asemenea acțiune. Unu, noi vom comunica, nu facem noi curățenia, o luăm stradă cu stradă, de la o la altă. Nu, focare. Sunt anumite focare, în Nănești-Vale, de exemplu. Am un focar în punctul cutare, tot acolo am probleme. În Vlade, sunt două focare. Deci cei din Vlade se vor duce la focar respectiv. În Parigi, am focar în punctul D sau în punctul D. Mă voi duce acolo cu 10-20 voluntari. Facem socoteala următoare, la 3.000 și ceva de locuitori la Parincea, la 5% din populație, sau 100 ceva de persoane. Cât sunt copii, sunt maturi, cine vrea să participe? Asta e o opțiune mare. În engleză îi spune Let's Talk România, ziua curățenie
Ne propunem să mobilizez 5% din populația planetei. Asta se va fac, lucrarea asta se va fac în 150 de țări de pe glob. Noi deja m-au sunat ieri să mă întrebe. V-ați înscris? Sunteți de acord? Da, doamne, m-am să trimis faxul când ne-am înscris. Asta înseamnă, nu mai un pic, mă scuzați, raportat la populația comunei Parintea, care este în jurul 300 de persoane. 100 de persoane. Da, da. Și consider, eu am mai făcut lucrarea asta în cea la mandat de viceprimar. Dar am văzut și copii și oameni foarte încântați. Așa să știți că, exact, asta zic, și oamenii ies cu... Doi, cu ocazia asta, noi știți că am început programul ăsta de selecția deșeurilor. Am amplasat pupele din astea mari. Pe hârtie, pe peturi, pe nu știu ce, separat. Este poze, scrie acolo tot. Omul că am dat... Dar la Dorin știți că știți. Nu se ridice... Știu, știți știu. Nu, știți nu te să ridice. Nu poți să îmi ridici capacul. Nu te să ridici capacul. Nu. Au orificiu. Exact, orificiu. Sticla intră, da, vinte de domnul și vinte, corect, au dreptate. Lasă acolo, eu voi avea grijă să pun om, cum am pus azi la Parintea, mâini acolo, la Vlad, peste tot, dacă le-au pus lângă pupele, până când se vor termină de tranziție 90 de zile, până când se vor educă omul, domnule, petul să-l duc în pet, hârtia la hârtie, sticla la sticlă. Da, dar deșeurile astea nu mai sunt tot de fiecare și... Tot românul este dar nu la ce Miercurea, dar vă spun cum. Prima săptămână și a treia săptămână se vor lua pietruri. A doua săptămână trece mașina și ia hârtia, ultima săptămână ia ultimul deșeu. Deci, așa, nu are legătură cu menajerul. Ideea este... Deci, asta înseamnă selectiv. În deșeul menajer, în povera mică, de 100 de litri, omul să nu mai pună peturi, să nu mai pună hârtie acolo. Deci să se valorifice tot pentru că înseamnă o sursă de energie. La nivel global, sunt miliarde. Sunt afaceri. Nu trebuie să explicăm. Deci tot ce înseamnă plastic, se duce la prelucrat și vor face jucării pentru copii de plastic. Hârtia se reciclează, deci tot înseamnă energie, o formă de energie. Nu se mai taie copaci, se mai face altă... Avem poze. Păi și aduceți acolo la punctul... O să fac solicitare, dacă o să-mi dea voie la nivelul numărului de case, încă trei. Trebuie să pui trei. Deci, cum o lăsă? Pe data de 15, au fost fiecare consilier să-i pice în sat. Să-i pice în satul respectiv. Așa? O să ținem legătura? Ținem legătura, eu vă sun, vă... Așa să spunem, domnule, la vădem, cu pădere, cu pădere, cu pădere, cu pădere, cu pădere. Și cine, și cu mănușile, și cu saci, și cu toate astea, deci, privat, ce vrea? Deci, privat, 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 pentru peruane, saci menajeri și mănuși. Am înțeles, asta mă. Deci, asta e ideea. Mulțumim, domnul Bidi, mulțumim. Domnul Secară, aveți cuvântul. Foarte pe scurt, două probleme, una sesizată, una care urmează a fi realizată. Am sesizat în curtea bisericii construcția unui prăznicar foarte, foarte aproape de rețeaua de medie tensiune, care presupune riscuri majore, amplificate de riscurile în caz de furtuni și mai ales de tunete și fulgere, care amplificate pot duce la sute de mii de volți. Atunci să faceți curând totodată. Pentru a nu face altă modificare la construcții, având în vedere că deja a fost sfințită și că oamenii și-au dorit locul ăla mult și foarte bine, mă rog, să le dăm în prietate tuturor celor care își doresc acest lucru, am propus un proiect de hotărâri prin care să facem un proiect de deviere a acestei rețele. Ca această rețea aeriană să o transformăm în rețea subterană. Și cu ocazia asta putem rezolva și problema devierii rețelei la campusul școlar sau la viitorul campus școlar, dacă s-a pierdut proiectul pentru așa ceva, presupune aceleași cheltuieli. Eu am făcut variantele care sunt similare ca și prețuri. Prima variantă ar fi, dacă trebuie să facem treaba asta, stâlpii care sunt adiacenți clădirii trebuie să înlocuiți cu stâlp de întindere, ca să poată să țină la legător de întindere. Și atunci presupune să cumpărăm doi stâlpi.
A nu mai cumpăra niciun stâlp înseamnă ca rețeaua să fie preluată de la Caminul Cultural cu stâlpul de întindere existent și până la traversarea la strada de după biserică, de asemenea, are stâlp de întindere. Ca atare, nu ne mai trebuie ca alt stâlp. În loc de doi stâlpi care ar trebui să-i cumpărăm de întindere, cumpărăm 100 de metri de cablu în plus și am rezolvat problema cu toate... Și ce cheltuieli, da, la a, nu, am zis cheltuielile sunt egale. A, cât va presupune cheltuielile, trebuie să fac proiectul respectiv, să îl inițiem, să avem aprobarea în Consiliul Local pentru inițierea acestui proiect de hotărâre. Mă rog, de aceea, în ședința următoare, vin și cu referatul pentru a cel puțin 30% din consilieri să putem face o inițiativă de genul ăsta. Cea de-a doua problemă este... Domnul Zăcaru, să rezolvăm la prima. Da. Eu aș propune ca să avem totuși cât de cât costurile. Dar ținem un proiect ăsta la vreo 3-4 miliarde, că noi suntem... Nu știți cum procedura se poate finaliza în sensul că se poate face proiect de hotărâri cu inițiativa, urmând să ne asumăm răspunderea cu toții, urmează documentația și după asta urmează la fel să ne asumăm cu toții când ne asigurăm prevederile bugetare. Asta înseamnă că dacă ne putem permite anul acesta să facem, dacă nu avem în vedere la construirea bugetului pe anul următor. Am să vă spun tot dar inițiativa în sine poate fi avizată în sensul de urmare documentații este și urmare prevedere bugetară. Rezultatul ei sau finalizarea ei să fie făcută anul ăsta sau la început anul viitor. De ce? Pentru că procedurile pentru proiectare durează foarte mult. Delierea se face numai la centrele mari, la Iași, București, la Alerie. Nu putem cu... Asta este vorba de sistemul național. Dar noi trebuie să pornim toată treaba asta ca în timp să putem să avem toate la timpul lor. Da. Cea de-a doua problemă, dacă nu mai sunt și așa, este că în cadrul programului nostru de dedicat centenarului intră și activitatea de pe data de 9 septembrie la Caminul Cultural la ora 13, lansarea de carte dedicată și comunității noastre, patriotismul local, frumuseților, să zic, a satului nostru, a comunii noastre, a zonei noastre din care ne-am născut. De aceea vă invit cu toată dragostea să ne întâlnim pe data de 9 septembrie. La ora 8. Mulțumesc, domnul Zăcaru. Ora 8? Ora 13. Mai are cineva vrea să ia cuvântul? Că ne-am întins la diverse mai multe ședințe. Da. Eu atunci vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la următoarea ședință. Mulțumim și invitați. Mulțumim și fotografii. Mulțumim televiziunii.